Pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu noi și vreau să vă mărturisesc că e bine să fie acasă. mi -era dor să vă văd, mi -era dor de fiecare dintre dumneavoastră după ce a, timpul acesta când a fost despărțit a fost cel puțin pentru mine și soția mea un mare maraton dintr-o parte într-alta, așa că o Odihna pe care Biserica Lomalinda oferă e întotdeauna de dorit și binecuvântată. Domnul să fie cu noi, Domnul să ne întărească și să ne susțină așteptarea și lupta noastră. Am vrut ca mesajul din seara aceasta să fie un mesaj care să ne mai dea un impuls, să ne mai dea un imbold. Pentru aceia dintre noi care poate ne-am descurajat, poate ne-am plictisit, poate că mi se pare că toate sunt la fel de la începutul zidirii și că timpul pe care îl trăim poate că nu ne vorbește așa cum ar trebui să ne vorbească. Din cauza asta, am intitulat rugăciunea acestei seri: Doamne, păstrează ne făcliile aprinse. Este o realitate și anume că timpul, condițiile, partea noastră fizică, înaintarea în vârstă și așa mai departe prezintă pentru foarte mulți dintre noi obstacole și fac ca zelul acela deodată și făclia care am ținut-o foarte multă vreme aprinsă, parcă să nu-și mai aibă locul, să nu-și mai găsească sensul. Ce luminezi în lume dacă cel ce are nevoie de lumină nu vine cu alte cuvinte, de ce să ții făclia aprinsă sau candela aprinsă dacă mirele întârzie? Îmi trebuie mie lumina. Nu. Trebuie neapărat să luminez pe altul și în mod special așteptarea este pentru ca împărăția să vină. Și dacă împărăția întârzie și eu trec. Ce rost are candela mea? Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Luca 12, de la versetul 35, în binecunoscutul segment sau paradigmă numită îndemn la veghere. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să stea la masă, se va apropia să le slujească, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Câtă fericire transpare din versetele astea. Fericirea unei istorii întregi se află aici. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Pentru fericirea asta suntem noi aici. În așteptarea ei am venit în seara asta. În așteptarea acestei fericiri ne ducem în fiecare zi pe care o trăim pe pământul acesta și în fiecare zi avem grijă ca făclia să fie aprinsă. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. E de bine sau de mai puțin bine? E de bine sau nu? E o lecție, e o lecție mare aici. Ni se spune că orice moment de slăbiciune, Orice moment de ezitare, orice moment de gând cum că Domnul nu vine sau întârzie, va fi un moment în care noi riscăm să pierdem revenirea Domnului Isus Hristos. Cu alte cuvinte, Prima lecție pe care o iau de aici este că n-aș avea voie niciodată să zic că Domnul întârzie. E corect? E corect? Păi dacă Domnul nu întârzie, atunci cine întârzie? Vă rog să observați. Este incorrect și total greșit să spun că Domnul întârzie. Așa spune aici. Spune că va veni exact în momentul în care vei fi ferm convins că întârzie. Atunci va veni. Dacă a spune, a spune că domnul întârzie este o greșeală, atunci, dacă totuși întârziere există, cine produce întârzierea? Și răspunsul dumneavoastră anterior e foarte real. Noi producem întârzierea. Cu toate acestea, dați în voie să. Pun o a doua întrebare, și anume, dacă noi producem întârzierea, de ce nu ne însușim faptul ăsta? Din ce cauză nu ne însușim gândul că noi întârziem revenirea Domnului Isus? Sau poate ne gândim că nu există întârziere? Există întârziere sau nu există întârziere? Pe când mirele, spuneți dumneavoastră, pe când mirele zăbovea. Cu alte cuvinte, există zăbovire, există întârziere, există. Și mirele zăbovea. Spuneți-mi, vă rog, fecioarele fecioarele, cele zece fecioare, care așteaptă ca mirele să vină. Pilda aceea din Matei 25. Cele zece fecioare, despre cine vorbesc că întârzie? Mirele. Ele zic, mirele întârzie. Pe când mirele zăbovea, fecioarele spun mirele întârzie. Spuneți-mi, însă, de ce întârzie mirele? În nunta orientală, noi știm lucrul acesta. Mirele pleacă de acasă de la el, împreună cu o suită de tineri, și merg unde? La casa Miresei, pentru ca să ia mireasa și să o ducă unde? În sala de ospăți. Bun. În pilda celor 10 fecioare se spune că mirele a plecat și s-a dus unde? Să-și ia mireasa. Și a zăbovit. Spuneți-mi din ce cauză zăbovește mirele. Poftiți? Mireasă. Mireasa. mireasa. Fiți atenți, cele sau pilda aceasta ne pune pe noi în două ipostaze. Foarte interesante ipostaze astea. Ne pune în ipostaza de fecioară unde noi întrebăm, da, de ce întârzie Mirele? Și suntem foarte nerăbdători și suntem foarte nemulțumiți că Mirele întârzie. Pentru că în mirele întârzie, mai tragem și un pui de somn. Pe de altă parte, tot pilda ne pune pe noi și într-o altă ipostază, și anume, cine-i mireasa? Poftiți? Adică cine? Noi. noi. No. Și vă rog să observați cum noi suntem și în ipostaza a doua. Suntem în ipostază de fecioare care așteaptă, suntem și în ipostaza de mireasă care se pregătește. Și când ești mireasă, mirele vine și ce face? Mirele ar vrea să te ia. De asta a venit să ia mireasa. De ce zăbovește mirele? Pentru că eu mireasa îl țin. Foarte interesantă judecata asta. Pe de o parte spunem, Doamne, dar de ce întârzi. Iar pe de altă parte, cine îl întârzie pe Domnul Isus? Noi. Și uite, așa, odată zicem, Doamne, de ce întârzii? Dar nu înțeleg de ce nu ne grăbim. De ce nu ne însușim noi întârzierea? De ce spunem că mirele întârzie? Pentru că nu mirele întârzie, ci cine întârzie? mireasa întârzie și din cauza asta și mirele întârzie și din cauza asta și fecioarele adorm și din cauza asta și ospățul nu poate să aibă loc lucrurile sunt așa unele după altele vreau să vă întreb deci atunci când zicem că Isus Hristos Domnul nostru întârzie suntem convinși că nu întârzie el ci întârziem noi suntem convinși și dacă nu suntem convinși, poate că ar trebui să schimbăm ceva. Nu. Noi întârziem. Și dacă noi am fi sigur că vrem să mergem acasă, lucrurile s-ar schimba mult. <coughs> Haideți să observați ceva împreună cu mine. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, spune versetul 35. De unde este luată imaginea? Sigur că da. Cel mai clar, cel mai simplu. Momentul în care Domnul spune poporului evreu aflat în Egipt la plaga a zecea, voi să fiți gata să ieșiți. Făcliile în mână, mijlocul încins, așteptați un singur lucru, semnalul de pornire. Asta este prima imagine cu care începe apelul pentru ca noi să veghem. Vegheați cum a vegheat poporul evreu la ieșirea din Egipt. Um. Spuneam anterior că dacă noi am fi hotărât să plecăm acasă, Domnul Isus Hristos ne-ar asculta strigătele. Și pentru că este vorba de ieșirea poporului evreu din Egipt, vă invit să deschideți în Exodul, capitolul 3, cu versetul 7. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt. Am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile și m-am coborât să-l izbăvesc. Foarte direct această explicație pe care o dă Dumnezeu. De ce a venit Dumnezeu? A venit ca să li zbăvească poporul. Dar din ce cauză a venit? Ce l-a făcut pe Dumnezeu să vină, să coboare? Și ce aici am văzut asuprirea poporului meu. Și dacă vreți să înțelegem bine cum au avut loc uh, lucrurile, Uitați-vă la exodul 2 de la 23 mai departe. După multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjuite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Din ce cauză? Poftiți? Din cauză că toți au strigat. Noi trebuie să înțelegem că venirea Domnului Isus Hristos și intervenția lui Dumnezeu întotdeauna s-a bazat pe strigătul ferm al copiilor săi. Dumnezeu nu face nimic fără ca să fie invitat, să fie chemat de către poporul său. Poporul său reprezintă cauza, motivul pentru care Dumnezeu va veni pe pământul acesta. Și a doua venire a Domnului Isus Hristos este venirea dorită de către poporul său. Noi ne-am obișnuit tare mult cu alte imagini. Spre exemplu, la prima venire a Domnului Isus Hristos în Betleem, cine s-a rugat să vină Domnul Isus? Poftiți? Foarte puțini. Și noi avem impresia că Domnul Isus Hristos vine Așa, că vrem, că nu vrem, El va veni. Există și textul care spune că planurile sale nu cunosc nici grabă, nici întârziere. E adevărat. Deseori, dacă Dumnezeu așteaptă ca poporul să fie în poziția aceea să îl dorească, s-ar putea întâmpla ca poporul să nu ajungă niciodată la situația aceasta. Și cel mai bun exemplu este Betleemul. La vremea respectivă, poporul lui Dumnezeu nu își dorea pe Iisus Hristos ca Mesia. Dorea pe oricine altcineva ca Mesia, dar nu pe robul umil din Nazaret. Nu. Și atunci, textul spune, brațul meu mi-a venit în ajutor. Profetul așa prezintă situația. Dumnezeu este Cel ce ia inițiativa și aduce planul la îndeplinire. Vreau să vă întreb. Și la sfârșitul istoriei Pământului lucrurile se întâmplă la fel? Poftiți? Este o întrebare pe care o pun înaintea dumneavoastră. Contează foarte mult imaginea pe care o avem în legătură cu venirea Domnului Isus Hristos. A doua oară. Repet, va fi și a doua oară ca și la Betleem? Da sau nu? Fratele Ghiță spune, va fi ca la ieșirea din Egipt. Mulțumesc. Deci sunt diferite, sunt diferite imagini. Vă rog însă să plasați foarte bine imaginea profetică cu, specific, cu specificul timpului sfârșitului. Și anume, la timpul sfârșitului, pământul va fi luminat de o lumină, astfel încât orice limbă, orice națiune, orice popor, va trebui să cunoască că Iisus Hristos vine. Nu vi se pare că e diferit? Apocalips 14, cei trei îngeri prin mijlocul cerului, nu vi se pare că e diferit? Nu trăim certitudinea aceasta că finalul, revenirea Domnului Iisus Hristos va produce o joncțiune, o unire între dorința cerului și strigătul pământului. Nu vi se pare că dorul lui Dumnezeu după copiii lui se va întâlni cu dorul copiilor lui după Dumnezeu? Și astfel se va produce această unire despre care Cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de mult. Dacă Dumnezeu are un popor pe care el îl prezintă ca fiind rămășiță, oare poporul acesta n-ar trebui să lumineze lumea prin rugămințile, rugăciunile, mijlocirea și lucrarea sa în vederea revenirii Domnului Isus Hristos? Lumină peste tot. Cel puțin profetic lucrurile stau diferit. La sfârșit va fi ca pe vremea exodului. Când tot poporul lui Dumnezeu se va sătura de Egipt. Când tot poporul lui Dumnezeu se va sătura de muncile Egiptului. Dacă mai rămâneți puțin și vă uitați la contextul general al acestui indemn pentru veghere, veți observa că îndemnul pentru veghere este așezat într-un context foarte interesant. Luca 12, de la versetul 13, pilda bogatului care i-a rodit țarina. Știți cum e cu pilda asta? Bogatului i-a rodit țarina cum nu i-a rodit niciodată. Copleșit de o recoltă extraordinară, se gândește să își mărească hambarele. Se gândește la pensie și se gândește că după ce își va mări hambarele cu ceea ce reușește să câștige acum, va avea o bătrânețe fericită, este reflexul capitalist al generației noastre. Să am și -o, un capital suficient după care, voi zice sufletului meu, mergem în vacanță și gata. Interesant, textul spune cu sufletul cum rămâne. Se pare că nu se poate să te îngrijești și de suflet și de hambare în același timp. Apoi, îngrijorările de la versetul 22. Vă îngrijorați cu privire la viața voastră cu privire la ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca și așa mai departe. Viața, îmbrăcămintea, mâncarea, toate reprezintă problemele Egiptului. Toate erau problemele Egiptului. Poporul Israel din Egipt cu asta avea de lucru. În Egipt se văietau de mâncare, în Egipt nu aveau îmbrăcăminte, în Egipt, problema vieții era extrem de chestionabilă, foarte asemănător Egiptul cu noi la timpul sfârșitului. Foarte asemănător. În versetul 31, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, este de asemenea o realitate a Egiptului. Au stat în Egipt până când au căutat împărăția lui Dumnezeu. Când au căutat împărăția lui Dumnezeu și le-a ajuns strigătul sus, Dumnezeu le-a dat semnalul de plecat. Ce-ar fi dacă și noi am căutat împărăția lui Dumnezeu cu toată inima? Ce-ar fi? Cum ar fi dacă poporul lui Dumnezeu, noi cei din Lomalinda, cei de aici, ne-am hotărât într-adevăr. Poate că nu putem să facem lucrul ăsta eu pentru tine sau tu pentru mine, dar fiecare în dreptul lui să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima. Cum ar fi? Am plecat acasă? Versetul 32 Nu te teme, turmă mică, Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Textul ăsta mă face să înțeleg că dacă eu aș vrea, dacă tu ai vrea, împărăția a fi a noastră. În seara asta, așa să înțelegem că asta înseamnă vegherea. Pentru noi, la sfârșit de veac, vegherea nu e altceva decât să strigi la Dumnezeu după împărăția Lui, până când va auzi cerul. Versetul 36 ne spune să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Să-i deschidă când va veni și va bate la ușă. Vreau să vă întreb de cine va aduce aminte versetul ăsta? De ce altă imagine îi așteaptă pe stăpânul său să se întoarcă de la nuntă? Despre ce-i vorba? Că Domnul Isus Hristos folosește de mai multe ori această imagine când trebuia să se întoarcă stăpânul de la nuntă și să intre în odaia de ospăți. Nu e vorba de pilda celor zece fecioare? Aici sunt două, două lucruri unite. Exodul și cele zece fecioare. Cele două vorbesc despre faptul că Iisus Hristos se întoarce și că noi avem nevoie să veghem. Dar aș vrea să închei cu cel mai frumos lucru care îmi rămâne mie în suflet vis-a-vis -vis de veghere. Știți că vegherea e un cuvânt aspru. Face parte din vocabularul de disciplină în armată, acolo se veghează. Acasă, unde lucrurile merg altfel, parcă nu se folosește cuvântul ăsta. Și atunci, ca să ne fie drag cuvântul veghere, aș vrea să închei cu o altă imagine. Domnul Iisus Hristos, care se apropie de ucenici și le spune în grădina Ghețemani, un ceas n-ați putut să vegheați. Eu vreau să vă spun că nu asta e, nu, mi se, nu asta mi se pare mie cel mai important lucru. Ci ceea ce urmează și anume împreună cu mine. Niciodată, dar niciodată, Dumnezeu nu ne cheamă la veghere de unii singuri. Întotdeauna Dumnezeu zice, nu vreți să vegheați cu mine? Că dacă vegheați voi, vegheți și eu cu voi. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu ne pune să ținem făcliile de unul singur. Întotdeauna când noi ținem făcliile sus, El lucrează împreună cu noi. Când poporul evreu ținea făcliile aprinse afară, în tabără, îngerul le pregătea eliberarea. Când fecioarele Ținau candelele aprinse. Mirele dorea să se întoarcă înapoi. Aș aduce doar în discuție elementul acesta al fecioarelor. În timp ce exodul Vegherea la exod este o problemă existențială. Dacă vegheai la exod, trăiai. Dacă nu veghezi la exod, mori. E o problemă de viață și de moarte. Fecioarele au un alt rol. Spuneți-mi, vă rog, care e rolul fecioarelor? Cele 10 fecioare cu candelele aprinse, ce rol au? El așteaptă să vină alaiul. El așteaptă să vină mirele. El așteaptă să vină mirele cu mireasa. Veselia anunții și așa mai departe. Care e rolul lor? Ele fac parte din alaiul de nuntă. Ele înfrumusețează nunta. Ele aduc sărbătoare. Ele au grijă ca nimeni să nu se potignească pe drum. El au grijă ca nimeni cumva să nu rădăcească drumul la intersecții, la răscruce de drumuri. Fecioara e acolo și arată drumul. Acolo unde este noroi, este o groapă, este un pod. Ea este acolo cu candela, ca nu cumva mirele și mireasa să se murdărească. Ele fac parte din partea frumoasă. Ele au grijă de sărbătoarea în sine. Venirea Domnului Isus Hristos este o problemă existențială de viață și de moarte, dar Biserica lui Isus Hristos este chemată să aducă frumusețe. Ea este aceea care veghează la sărbătoarea anunții. În timp ce lumea întreagă se sperie de venirea Domnului Isus Hristos, nu o înțelege, o vede ca fiind în viitorul îndepărtat și așa mai departe. Biserica este aceea care cheamă ca să vină și contribuie puternic la frumusețea venirii lui Isus Hristos. Face din venirea lui Isus Hristos o sărbătoare. Dacă nu există biserică, nu există a venirii Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta. Mântuitorul ar putea veni ca un hoț, ar putea să surprindă pe toată lumea, dar fără biserică nu există sărbătoare. Cu biserică, venirea Domnului Iisus Hristos la orice ceas din zi e sărbătoare. Datorită faptului că noi veghem datorită faptului că tu veghezi, că eu veghez, datorită acestui fapt, oricând ar veni Domnul Iisus Hristos, e sărbătoare. Să ne ajute bunul Tată Ceresc. Să ne se umple sufletul de lumină și de dragostea sărbătorii venirii lui Iisus Hristos. Ridicați făcliile. Faceți ca noaptea să dispară. Vorbiți oamenilor despre Domnul Isus Hristos cu cea mai mare bucurie. Faceți din biserica aceasta un loc al sărbătorii venirii Domnului Isus Hristos. Când intrați pe ușă, dați-vă întâlnire cu El când ieșiți pe această ușă, luați-l cu voi să facă cerul ca de acum înainte să veghem împreună cu el. Amin.